În această dimineață, pe o ploaie măruntă, reprezentanții structurilor Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Administrației și Internelor, alături de oficialități din administrația locală și oameni politici, dar și buzoieni de rând, au fost prezenți la sărbătorirea Zilei Imnului Național al României. Poporul român are un trecut destul de greu și destul de greu încercat. Semnificația acestei zile este, din punctul meu de vedere, faptul că întreaga națiune, prin acest cântec, simte că este locul ei între marile națiuni. Se spune că este o a doua marseieză. Așa este. Cântecul Deșteaptă Române a fost de ceva timp în pace farul călăuzitor al acestei națiuni. S-a dovedit și de această dată că, în ciuda semnificației unei zile importante pentru istoria țării, astfel de manifestări îmbracă o haină a formalității, multe dintre oficialități făcând un simplu act de prezență. Poate de aceea, la evenimente de acest gen, nici cetățenii de rând nu vin în număr mare. Cer ca om, nu ca reprezentant al guvernului în primul rând, să fie într-un număr cât mai mare la astfel de evenimente. Și la ziua imnului, și la zilele naționale, și la toate celelalte momente importante ale poporului român. La 29 iulie 1848, Deșteaptă-te Române a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, Deșteaptă-te Române a fost ales imediat după decembrie 1989 imnul național al României. Conform Constituției României, imnul național este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. De onoare din cadrul batalionului 47 comunicații și informatică și drapelul de luptă al batalionului 2 de sprijin din cadrul diviziei 2 infanterie cetică. Urmează plutonul 1 de militar din cadrul batalionului 47 comunicații și informatică.